Aceea era hotarul al două moșii de mult timp, de când au pus ei mână pe târgușorul ăsta. Probabil ei au pus mână de când s-a făcut el târg. Până nu era târg, n-aveam interes. Ce era jumătatea estică, jumătatea vestică. Da, da. Și încă se mai era așa, că aceea era Buicani, asta Chișinău. Da, așa, tot era o variantă, dar de fapt. Și ei au făcut, probabil, biserica asta, Sfântă Vineri. Fiecare localitate trebuia să aibă câte o biserică. Eu nu știu, asta nu că localitate, ei strângeau impozite. Doar foarte multe documente de unde s-au luat. La un moment dat, cetățenii orașului, ei au spus că, de fapt, ei știu că pământul ăsta nu e al lor, a mănăstirilor, că e pământ domnesc. Așa e declarație. Și ei s-au plâns la domnie și aceia au spus, bine, facem judecată, știi? Și au venit mănăstirile, Sfânta Vineri, Galata, și au venit târgoveția Chișinăului, cum le se spunea, de toate neamurile. Creștini, armeni și jidovi. Și dumnealor toți au spus că este o jurat, știi? Cu mărturii cumva, cu marturi sau cu documente, da, sau ce fel de judecată să făcea. Eu am venit cu mărturii și zici, dar documente aveți? Și toți au spus, avem, dar noi n-am adus. Și unii și alții. Și atunci eu mi-am dat seama că de fapt totul e fals. O trișa, da. Tot, peste o lună ei toți au adus documente, dar ele erau traduceri. Nu originalele. Nu, originale n-are. Dar pe urmă, ce s-a întâmplat? Că ele au ajuns pe mâna lui Ioan Halipa și el le-a publicat documentele astea, traduse. Dar le-a publicat fără facsimile. Așa că noi nu putem să știm dacă erau false sau adevărate. Undeva au fi rămas documentele? Nu, ele au dispărut. El a plecat de aici, din Chișinău, Ioan Halipa, și a luat în căruță toată arhiva aceea. Dar care? Cel care a fost președintele Sfântului Țării? Nu, acela e frate mai mare al lui Ioan Halipa. Alu Pantelimon, alu Pantelimon, frate. El a scris istoria Chișinău, prima istoria Chișinăului, Chișinău pe timpul lui Pușkin. Ia uite! Ai văzut de asta, nu? Nu, nu. Foarte, acolo sunt multe date. Și multă politică este. Dar multe date. Dar după, ascultă care e povestea de fapt, deci nu se știe nimic. Toate documente care sunt publicate în istoria Chișinăului sunt luate din publicațiile iarăși a lui Ioan Halipa. Dacă Ișanu a publicat foarte mult. Deci e o sursă secundară, nu primară, sau a treia chiar sursă. Când s-a început Revoluția, el a încercat să întoarcă. Și... aceea, Revoluția Bolșevică. Da, a mai fost altele. Poate a mai fost în trecut, Revoluția Franceză din 48 și tot așa. Nu, pe Halipa când era. Da, da. El a publicat lucrarea asta, Chișinăul, în 1899. A fost publicată. Deci el după asta a plecat din Chișinău, s-a dus la Chiu. A stat acolo, s-a început Revoluția, el s-a întors, dar s-a întors cu tot cu căruța lui cu documente. Și lui Cică la Nistru, ăsta e iarăși Cică. A spus, mă ta poți trece, dar documentele nu îți dă. Dar el și de ce? Că Nistru nu era margine de guverne, de imperii, era margine de guverne, dar nu se termina imperiul. Nu știu ce era atunci, de cui era sfatul țării, care declară independența. A, deja era altă țară, cred, cum ar veni, da? Nu știu, știi, dacă e în 18, cât da. Ei troiau șpagă, eu cred. Da, posibil, inventa un pretext să mai cer un ban. Cine știe cum a fost, încercăm să dibuim, să intuim după semne, după urme. Eu știu o istorie concretă din neamul meu, cum cineva era cu fitiță, acolo în Rusia și s-a început Revoluția și ei au venit la Nistru, dar aveau mărgele de-astea de... cum se numește? Chihlimbar? Nu, scumpe, care se de... diamant? Perle. De perle, de perle și zic, ca să nu ei au pus pe fetiță. Și nu au spus că e jucărie. Și ăla a făcut așa și o rupt. Paz, nu știu, grănicerul, știi? Și s-au împrăștiat ele, da? Și au lăsat ce erau să spună că scumpe, că îi împușcau. Așa și asta. Deci documente nu există.
Dar ceea ce mă pune pe gândit, dar cu ocazia asta s-a făcut atunci la judecată din Iași, s-a făcut harta domeniilor. Dar la Iași a fost judecată asta? Da, la Iași. Și poate și acolo erau documente, poate tot le-a mai distrus, nu știu, că aici e tare interesant, de ce... Vreți să mai întrebăm, să mai știm ceva? E bun așa. Nu, dar cum să ajung mai departe? Eu drumul ăsta de ce tare bine știu. Tatăl meu era din casa asta, mama era din casa aceea lângă Moară Roșie, alături. Aproape de izvorul acela. Acum se numește... Pușkină Gorka, dealul Pușkin, nu știu cum. Colina Pușkin, Colina Pușkin, da. Se numește, ea chiar pe stradă și pe stradela acesta. Ei până la Revoluție tot aveau denumire politică, Colina Inzov. Dar ea are denumire veche, ea era Măcărescu. Măcărescu era un boier a Chișinău, a cărui fiu au dres biserici, au făcut interesante personalitate. Strada asta duce până încolo, spre izvorul ăla. Ea nu mai duce, ea este blocată. A, da? Ea termină. De când... Ea este... Eu îți spun că eu mergeam pe alături, pe HD, un col. A, pe următoarea stradă. Și era trecere, dar pe urmă au blocat-o. Spitalul acela, parcă, constructorul, sau nu știu care. Nu, până în spital, s-au făcut, știu, este școala numărul 9, mi se pare, și treci parcă prin curte, dar e mizerie, ți închipui, de 70 de ani mizerie. Și-au spus, mă, patomă, te-ți deal. Și uite, nu poți treci.